Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului din cadrul UTM a dat start înființării ciclului 2 vară-toamnă la cultura de castravete în seră. Potrivit instituției, răsadul pentru înființarea culturii a fost crescut cu grijă de către studenții de la specialitatea horticultură. Din anul 4, Peter Caraman și Serafim Glutnic. Sera este locul unde studenții testează diferiți hibrizi pentru a-i descoperi pe cei mai performanți. Totodată, datorită dotării serei cu instalații pentru producerea materialului săritor prin metoda de inundare, este permisă obținerea unui răsad de calitate, factor important în tehnologia de cultivare pentru orice specie legumicolă. Pentru acest ciclu de cultură sunt în studiu mai mulți hibrizi, astfel este posibilă monitorizarea rezistenței la boli și dăunători a hibrizilor selectați, toleranței la condițiile de mediu, vigorii plantelor, calității fructelor și productivității hibrizilor. Așadar, sera este o dovadă că studenții își pot valorifica potențialul, contribuind la viitorul agriculturii din Moldova.